Salvatorii de vieți din Moldova și-au dovedit priceperea și rezistența la Botoșani. Astăzi a avut loc etapa interjudețeană a concursului dintre pompierii voluntari și cei ai serviciilor private de pompieri. Probele au fost de foc, iar pompierii amatori sau profesioniștii au alergat, escaladat garduri, au întins furtune și stins incendii virtuale. Competiția a avut loc pe stadionul municipal, acolo unde a fost amenajat întregul traseu competițional. Evenimentul a fost deschis de o defilare a tuturor participanților. Șefii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență spun că este un antrenament necesar pentru intervenții cât mai prompte. Competiția organizată de Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Botoșani, are drept scop evaluarea aptitudinilor și deprinderilor membrilor serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență în ceea ce privește capacitatea de intervenție în cazul producerii unor situații de urgență. Probele din concurs reprezintă elemente din dispozitivele de intervenție care sunt adoptate pe timpul îndemnirii misiunilor. Au participat pompieri din toate județele Moldovei, atât voluntari cât și profesioniști ai serviciilor private. Aceștia au precizat că un pompier antrenat poate face oricând diferența între viață și moarte. Este foarte important în sensul că ajutăm oamenii la nevoie. Așa, și în fiecare an participăm la concursurile profesionale pe care le așteptăm cu drag. La întrecere au participat și veteranii luptei cu flăcările. De exemplu, acest voluntar din Roman stinge incendiile de aproape 40 de ani alături de echipa sa de voluntari cu o eficiență ieșită din comun. Totdeauna, orice incendiu a fost stâns până a ajuns armata, că e o distanță mai mare de 12-13 km de la Roman până ajung pompierii, întotdeauna s-au fost rezolvatori și incendiu. La start s-au aliniat însă și boboci, voluntari tineri care se află la primele experiențe. Pentru ei, competițiile sunt o bună oportunitate de a învăța. Este, ca să spun așa, este super fain. Mult sport, mult... aș putea spune... Antrenamente. Da, antrenamente. De fiecare dată vezi ceva nou, de fiecare dată te împiedici în altă parte, e super fain. În total au participat la competiție 12 echipaje din județele Botoșani, Suceava, Iași, Vaslui, Neamț, Bacău și Vrancea. Cei care se califică vor participa la finala națională.